Universitatea Craiova și-a trecut în Concea de-a doua victorie consecutivă fără gol primit în Liga 1 după partida cu FC Hermannstadt câștigată cu 1-0 pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești. Pentru Știința urmează marele derby cu FCSB duminica viitoare de la ora 20, apoi în ultima etapă va înfrunta Astra Giurgiu. Peste 2500 de suporteri olteni au luat cu asalt arena din Pitești pentru a susține echipa favorită, iar aceasta nu i-a dezamăgit. Albalbașii lui Mangia au început în forță jocul, creându-și trei ocazii mari prin Cristea, Colici și Mateiu. Tabela de marcaj a rămas însă neschimbată până în minutul 67, atunci când Nuno Rocea a înscris unicul gol al întâlnirii printr-un șot din câțiva metri. Da, sunt trei puncte foarte mari pentru noi, fiindcă vin după un meci câștigat contra CFR-ului. Consider că este o probă de maturitate pentru această echipă. Mi-a fost teamă un pic, fiindcă mă gândeam să nu apară acea automulțumire după o victorie enormă contra celor de pe primul loc, mă repet. Și mă bucur că am reacționat în acest fel, am reușit să câștigăm și uitați că această continuitate ne ajută să fim acolo sus. Este foarte important pentru noi faptul că nu luăm gol. De altfel, să și spune că echipele care... De fapt, apărările îți aduc trofee și cred că merită felicitată toată echipa pentru efortul depus din această zi și sper să continuăm așa. În ultimele două partide ale returului, Craiova o va înfrunta pe FCSB în deplasare, apoi va primi vizita celor de la Astra Giurgiu.